Dacă vrei să fii scriitor, deci, dacă vrei să fii scriitor, dacă nu vine arzător din tine, atunci orice ar fi, nu o face. Dacă nu vine pur și simplu din inima și din mintea și din gura și din interiorul tău, nu o face. Dacă trebuie să stai ore întregi, holbându-te la ecranul calculatorului sau cocoșat peste mașina de scris, căutând cuvintele potrivite, atunci nu o face. Dacă o faci pentru bani sau faimă, nu o face. Dacă o faci pentru că vrei femei în pat, nu o face. Dacă trebuie să pierzi ore rescriind și rescriind la ea, atunci nu o face. Dacă e greu numai să te gândești la ea, nu o face. Dacă încerci să scrii precum altcineva, nu o face. Dacă trebuie să aștepți să iasă din tine, atunci așteaptă răbdător. Dacă nu iese din tine, atunci fă altceva. Dacă întâi trebuie să o citești nevestitii sau prietenei tale sau prietenului tău sau părinților tăi sau oricui altcuiva, nu ești pregătit. Nu fi ca mulți alți scriitori, nu fi ca multe alte mii de oameni ce se autointitulează scriitori, nu fi mohorât și plictisitor și pretențios, nu fi consumat de dragoste de sine, bibliotecile lumii s-au săturat de cei ca tine. Dacă nu vine din sufletul tău precum o rachetă, dacă n-ai nebunit sau te-ai sinucide sau ai ucide dacă n-ai scrie, nu o face. Dacă soarele din tine nu ți arde interiorul, nu o face. Când a venit cu adevărat timpul și dacă ai fost ales, se va întâmpla de la sine și se va întâmpla până când mor sau moare în tine. Nu există nicio altă cale și n-a existat niciodată o altă cale.